Bună tuturor, eu sunt Celina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte important și foarte delicat, și anume alimentația adolescenților. Primesc foarte multe mesaje de la voi 12, chiar și 10 ani, 13, 14, 15, 16 și așa mai departe, în ceea ce privește alimentația adolescenților. Sincer să fiu, nu mi-am pregătit acest video într-un anumit fel, sau o să vă vorbesc exact ceea ce trebuie să faceți, exact ceea ce orice persoană, indiferent că este adolescent sau persoană adultă, trebuie să facă în ceea ce privește alimentația. O să încerc să vă spun, în primul rând, toți adolescenții adoră fast food, adoră mâncarea asta care ne face să stăm împreună cu ceilalți, dar care pe partea cealaltă ne face rău. Ne face rău în momentul în care abuzăm. Nimeni nu spune că trebuie să stați la dietă o viață întreagă, că nu puteți să vă duceți la Mac sau la Kiev, ce e în România? Kiev și așa mai departe, nu țin minte cum îi spune. Înseamnă să ai o viață sănătoasă și când ieși cu amicii, cu prietenii odată, pe două ori pe săptămână, să poți să mănânci ceea ce vrei tu, dar fără să exagerez. Adică ce înseamnă? Când avem o zi de călcat greș, cum îl cheam, îi spun eu? Nu înseamnă că de când te scoli dimineața și până când s-a făcut, te duci la culcare, mănânci într-una. Înseamnă că, ok, știu că diseară ies la cină cu prietenii, la Mac, la un pizza, la ce vrei tu. Dimineața mănânc niște fructe, la prânz mănânc numai carne și verzituri. Nu mai fac snack-uri după masă decât dacă mi este foarte foame, mănânc cu măr, un pic de pepene. Și așa ajung seara fără să fi mâncat calorii exagerate. Pentru că deja seara sau, eu știu, la prânz, când vreți voi, eu o să adaug niște calorii corpului meu. În primul rând, adolescenții iubesc foarte mult snack-urile. Snack-urile mă refer la cartofi prăjiți, aia punguțe, chipsuri și așa mai departe. Chestiile astea trebuie să fie eliminate din alimentația voastră zilnică. Repet, nu înseamnă că nu o să puteți să mâncați niciodată. Înseamnă că aveți voie numai o dată pe săptămână. Înseamnă că dacă aveți de pierdut kilograme, chestiile astea trebuie să le eliminați complex din alimentația voastră. Cine nu are nevoie, un adolescent care are o greutate normală, care se simte bine în pielea lui, trebuie să aibă o alimentație sănătoasă oricum. Persoanele slabe nu sunt întotdeauna persoane sănătoase, au doar un metabolism mai accelerat, e vorba de genetică, dar nu înseamnă că ei pot să mănânce ce vrea mușchii lor. Înseamnă că persoanele alea, ok, sunt slabe pe afară, dar nu sunt slabe pe înăuntru. Și sunt predispuși exact ca persoanele obeze la același risc de boli de inimă, hipertensiune, diabet și așa mai departe. Deci, adolescenți, eliminați snack-urile. Mâncați cât mai puține posibil, indiferent dacă sunteți slabi sau grăsuți. În al doilea rând, băuturile. Sucurile alea care, băut suc, e fructă. Nu. Fructele alea, sucurile alea de fructe au înăuntru lor zahăr. Au zahăr, zahăr alb. Deci eliminați băuturile care conțin zahăr. Învățați să citiți etichetele. Când vă duceți să cumpărați ceva,
Vă ia 30 de secunde să întoarceți cutia, să citiți valorile nutriționale, să citiți eticheta, să vedeți ceea ce au înăuntru. În momentul în care vedeți zahăr, nu o cumpărați. Nu faceți bine vouă, nu vă faceți bine prezentului vostru, dar nici viitorului vostru. Când sunteți copii, aveți metabolismul foarte accelerat și chiar dacă mâncați foarte multe porcării, slăbiți sau oricum vă mențineți. Dar chestia asta pe lung termen nu o să vă ajute, pentru că în momentul în care o să creșteți, o să fiți mai maturi și metabolismul vostru începe să se încetinească, o să vă îngrășați foarte repede, foarte, foarte repede. Deci, eliminați snack-urile, băuturile cu zahăr. Ar fi o chestie foarte minunată dacă ați elimina total zahărul alb din viața voastră. Și la asta mă refer și la adolescenți și la persoanele mai mari. Zahărul alb este obținut în laborator, în fabrică. Nu mai este un zahăr natural, este un zahăr sintetic, un zahăr rafinat, un zahăr care s-a demonstrat de-a lungul anilor că face numai rău corpului nostru. Indiferent dacă ești slab, indiferent dacă ești sau dacă ești slab sau gras. Deci, adolescenții trebuie să mănânce sănătos, pentru că momentul ăsta de creștere, celulele voastre se multiplică, se zi de zi corpul nostru crește și se renovează, și dacă voi nu dați o benzină sănătoasă corpului vostru, corpul vostru se regenerează și crește în mod greșit. De aia pe la 30 de ani, 40 de ani începe să aveți toate bolile alea care le-au bătrâni. Diabet, hipertensiune, boli de inimă și așa mai departe. O altă chestie care am fost întrebată este: am 12 ani, pot să fac sport? În primul rând, sportul nu a făcut rău nimănui. În al doilea rând, copiii se duc, sunt admiși în sălile de sport și la diferitele, la tenis, la gimnastică și așa mai departe, la fotbal, de la vârsta de 6 ani. Ce înseamnă la balet? Că la 6 ani copilul ăla poate să înceapă activitatea sportivă. La 6 ani, bineînțeles, nu să te pună să te sui pe un bloc sau să ridici 100 de kilograme în mână. Treptat începe gimnastica, începe activitatea ta sportivă de viață. Deci, dacă eu spun fă 100 de squat la 12 ani, nu este ceva exagerat. Este o activitate simplă care nu creează niciun fel de blocaj mușchiular sau de creștere sau absolut nu. Sportul face numai și numai bine, indiferent de vârstă, că ai 6, că ai 80 de ani. Deci, faceți sport. Nu are importanță ce fel de sport. În adolescență e nevoie să faceți sport pentru o creștere și pentru un ajutor pentru organismul vostru. Deci, eliminați zahărul alb, eliminați chipsurile. Chipsurile nu ajută la nimic și faceți mult sport. Un alt lucru foarte important este acela de a bea foarte mult. Nu are importanță vârsta. Noi, că suntem adolescenți sau bătrâni sau tinerei sau cum vreți voi, trebuie să consumăm apă. Apă trebuie să consumăm lichide. Corpul nostru a făcut 70% din apă, deci asta înseamnă că are nevoie de apă. Apa se ia din alimente. Alimente ce înseamnă? Că dacă noi mâncăm în fiecare zi pizza, corpul nostru prea multă apă nu își ia. În schimb, dacă noi mâncăm la mesele noastre principale, verzituri, legume, corpul nostru își ia apă și de acolo. De ce persoanele care mănâncă foarte multe legume au pielea mai luminoasă, mai moale, mai delicat? Pentru acest motiv, pentru că hidratează pielea prin asumând apă cu alimente. Și în al doilea rând, asumând apă bând. Apa nu face rău la nimeni.
Și aici sunt două chestii. Multă lume apa plată nu o iubește. Chestia este că apa plată ajută mai mult la celulită. Dar asta nu înseamnă că apa minerală nu ajută. Ajută și ea, ajută mai puțin să faci o proporție. De exemplu, un litru de apă plată echivalează la jumătate de apă minerală, așa, aproximativ. Deci, important e că beți băuturi și introduceți lichide în corpul vostru care nu au zahăr, ok? Care nu au zahăr alb, pentru că puteți să beți Coca-Cola Zero și a introdus-o cu un lichid în corpul tău. Asta nu înseamnă că trebuie să bei numai Coca-Cola Zero și apă, nu. Trebuie să fie întotdeauna în echilibru în alimentația noastră. Dar nu sunt interzise băuturile zero sau, știu, ca să nu... Bineînțeles, asta nu face parte dintr-o alimentație chiar sănătoasă, pentru că vă dați seama, chestiile zero au, sunt foarte rafinate, sunt lucrate în laborator și așa mai departe. Dar ne ajută oricum să, la nivel mental, să trecem peste o zi în care, dacă nu am mâncat un dulce și bem o Coca Zero, nu se întâmplă nimic organismului nostru. Important că măcar 80% din alimentația noastră este o alimentație curată. Asta ce înseamnă? Înseamnă alimente și mese pregătite de noi, adică care știm ce avem acolo, mese făcute bucătărite în drum, uleiul, adică mese cu uleiul crud, neprăjit, fără zahăr și așa mai departe. Hai să vă dau un exemplu de o alimentație sănătoasă pentru un adolescent. Micul dejun, cereale. Sunt de preferat cerealele integrale, chiar și pentru copii, pentru că ajută la tranzitul intestinal, ajută la digestie. Lucrurile albe și rafinate să vă explic așa, rămân mai mult timp în corpul nostru. Asta ce înseamnă? Corpul nostru are mai mult timp să ia substanțele astea din alimentul alb și îl depozitează în formă de grăsime, de celulită. În schimb, ce se întâmplă cu alimentele integrale, cu produsele integrale? Nu rămân așa de mult timp în stomacul nostru și în intestinul nostru, se elimină mai repede, deci corpul nostru ia mai puțin din ele și nu are tot timpul ăla. Chiar dacă la calorii avem aceleași calorii, 360 de calorii pe 100 de grame la alb, 360 de calorii pe 100 de grame la integral. Calorile sunt totale, dar procesul de digestie e diferit. Unul face mai repede, unul mai greu. De aia se preferă produse integrale, pentru că vin eliminate mai repede din corpul nostru. Deci, dimineața cereale sau biscuiți integrali. Căutați întotdeauna să eliminați zahărul, adică căutați biscuiți care sunt fără zahăr alb. O cană de lapte sau ceai, sau vă faceți două albușuri de ou, pentru că în România se folosește felul ăsta de mic dejun. La noi aici nu este cunoscut, pentru că noi în Italia spunem mic dejun american, dacă pui ouă și chestiile astea. În fine, chestiile alea rotunde de orez expand, dar căutați întotdeauna și aici un orez brun sau alea de nouă, sau oricum, căutați întotdeauna chestii cât mai puțin lucrate, cât mai integrate. Mâncați vreo patru din alea. Vă puneți deasupra niște șuncă de piept de pui cu grăsimile sub 9%. Grăsimile animale trebuie pe cât posibil evitate sau mâncate sub 9%, 10% de grăsime. Citiți eticheta și vedeți că acolo e scris kilocalorii, carbohidrați, proteine și grăsimi. Grăsimile animale trebuie să fie sub 10-9%.
se găsesc în comerț piept de pui, șuncă și de toate chestiile astea. Noi găsim aici 1%, 2% de grăsime. Cu cât mai puține grăsime, cu atât mai bine. Philadelphia Light sau sunt niște brânzeturi, cremă de brânză light la Lidl, nu știu, alte marketuri care sunt în România, găsiți creme de brânză light care are sub 10% de grăsime. Vă puneți pe orezul expand. Patru felii sunt foarte multe, deci eu mic dejun foarte sănătos și foarte consistent. Vă puneți acolo cu o linguriță pe fiecare de brânză, deasupra puneți feliile de șuncă și ați băut o cană de ceai și ați mâncat un măr și sunteți super, super energici. Sau o faceți dulce, cum am spus, patru discuri din astea de orez sau de fete biscuitate și deasupra biscuiți neauscați, puneți marmelată light. Ce înseamnă marmelată light? Marmelată light înseamnă marmelată fără zahăr. Vă puneți peste ea, are foarte puține calorii. Mâncați și 2-3 nuci și sunteți super, super energici pentru toată ziua. Pregătiți-vă întotdeauna sticlele de apă, una, două, jumătăți, scrieți-vă numărul pe el, așa nu o să vă pierdeți sticlele și așa sunteți, să spunem așa, obligați, pentru că vedeți sticlele și trebuie să le beți. Jumătatea dimineței, luați-vă cu voi, o zice, la școală, luați-vă cu voi, chiar și în cutiuțele alea din plastic, pepene galben, mere, tot ceea ce fructe vreți voi sau chiar și un iaurt, nimeni o să râdă de voi dacă voi mâncați sănătos. Un iaurt, să vorbim despre iaurturi. Iaurturile cu fructe nu sunt indicate pentru că înăuntru au zahăr. Dacă întoarceți eticheta, vedeți că conțin zahăr. Așa că mai bine vă luați un iaurt 0,1% de grăsimi, tăiați, ce știu eu, un pic de pepene galben și puneți înăuntru, puneți și niște stevia, care este un edulcitor natural și v-ați făcut un iaurt super. Sau vă luați două nuci la voi. Nu exagerați cu fructele seci, dar mâncați-le pentru că ajută foarte mult pielii, ajută la arterii, la vene și așa mai departe, circulația sângelui. Prânzul trebuie să fie alcătuit din proteine, carbohidrați și vitamine. Asta ce înseamnă? Că trebuie să mâncăm pâine, întotdeauna cerca să fie cât mai integrală, pâine sau paste sau orez și lângă asta trebuie să avem bucata de carne și verzituri. Verzituri puteți să mâncați câte vreți voi, nu are nicio importanță. Legumele nu au o importanță împotriva obezității, să spunem așa. Niciodată persoanele nu o să mănânce atâtea verzituri încât să se îngrașe. Vorbim de verzituri, nu vorbim de cereale, nu vorbim de linte, nu vorbim, alea nu sunt verzituri. Într-o zi o să vă fac un video să vă explic diferența între carbohidrați, legume și așa mai departe, pentru că este o confuzie extremă. Deci, carne, verzituri și pâine. Asta trebuie să fie prânzul nostru. Jumătatea la după amiază, ne ia foame, pepene, mere, fructe, de care vreți voi mâncați, că fac bine organismului, fac bine creșterii voastre și nu numai. Pe lângă asta mai mâncați 10 migdale, 15 migdale, chiar și 20 de migdale, pentru că sunt foarte bune. În decursul zilei voi trebuie să beți foarte mult, deci stați mereu cu sticlele lângă voi și beți apă, pentru că vă ajută și la fumică, vă ajută și la slăbit, vă ajută și chiar dacă nu aveți nevoie să slăbiți. Seara din nou. Carbohidrați, proteine și vitamine. Un adolescent are nevoie de toți nutrienții de care necesită existența noastră. Nu vă privați de
energie, nu eliminați din alimentația voastră macronutrienții ăștia importanți pentru dezvoltare, pentru că nu vă fac ce bine. Adică persoanele care zic eu seara nu mănânc pâine, adolescentul care zice seara eu nu mănânc pâine, e greșit, pentru că sau nu mănânc după ora 6. Asta e iar o greșeală foarte mare. Nu e nevoie să eliminăm după ora 6, pentru că oricum nu o să reușim niciodată să avem o alimentație atât de drastică încât, ok, corpul nostru noaptea se ocupă cu alte chestii, nu trebuie să fie ocupat cu digestia, dar chestia asta se poate ajunge în momentul când ai o maturitate a ta în care reușești să sau hotărăști că tu vrei să mănânci 100% sănătos. În momentul în care ai hotărât să mănânci 100% sănătos, atunci, da, ora 6 trebuie să mănânci, trebuie să mănânci mai legume și așa mai departe. În fine, nu intrăm în aspectul ăsta pentru că nu are importanță. Acum vorbim de o alimentație generală pentru adolescenți. Seara iar carne sau, eu știu, pește sau ouă sau orice fel de proteină care vreți voi. Cu pâine sau paste sau orez și multe verzituri. Eu am făcut un video în care v-am vorbit și de alimentele cu calorii negative, vă las link-ul în fotbox. Când vă este foame, puteți să mâncați câte vreți din lista aceea, pentru că vă ajută mental să nu încălcați greș și, în al doilea rând, vă și ajută la nivel de vitamine, pentru că sunt toate alimente bogate în vitamine. Cam asta este alimentația unei adolescente normală de zi cu zi. Asta ce înseamnă? Că sâmbătă când ieșim sau duminică când ieșim cu prietenii, putem să mâncăm ce vrem noi, dar e important să nu exagerăm toată ziua. Pentru că după aia asimilăm prea multe calorii și ne simțim grei și așa mai departe. Deci, în toate trebuie să avem un echilibru, că suntem adolescenți sau că suntem persoane mature. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să fiți urmăriți în Dieta Janina, vă las informațiile în info box și ne vedem la următorul video. Urmăriți-mă și pe Instagram, Janina Italian Style.